Venderea tranzacțională profitabilă, având de voi un plan general de trade, adică planul de acțiune. Planul de acțiune trebuie să răspundă la trei întrebări. Tipul tranzacției, adică buy or sell, momentul de intrare și momentul de ieșire. Deci, dacă avem răspunsuri la aceste trei întrebări, simplu liber tranzacțional. Oricare sistem de tranzacționare, oricare strategie, trebuie să răspundă la aceste trei întrebări. Dacă ea nu are vreun răspuns la una dintre aceste trei întrebări, înseamnă că ea nu este deplin. Fiecare din ele este simplă și clară și sunt un anumit număr de instrumente în baza căreia se construiește toată strategia asta. De exemplu, tipul tranzacției, buy or sell. Tipul tranzacției se depistează în dependență de trend, dar trendul depinde de impuls și corecție. Adică dacă noi vedem un impuls, deja știm ce înseamnă, anumită corecție, nu deja după ce a terminat trendul, dar anume când el se construiește, abia începe. Deja aici e potențial trend de creștere, adică uptrend, și evident noi ne axăm mai mult, adică așteptăm un moment potrivit pentru buy. Și unde este momentul ăsta potrivit? Dacă avem o linie de trend, atunci evident cât mai aproape de linia asta de trend ar fi ok să cumpărăm, adică de lângă suport, dacă o avem de mai devreme. Dacă este primul impuls și asta e prima corecție, dar până aici a fost un flat sau ceva altceva, noi nici nu putem să avem linia asta de trend. În cazul dat, ea nu ne va da nimic. Dar noi vom avea un anumit nivel de menin. Și aproximativ pe un anumit nivel este momentul cel mai favorabil de a cumpăra. Se spune că prețul oricum va merge în sus, pentru că așa se formează trend. Dar dacă noi cumpărăm de aici, e destul de scump, el face o corecție, noi stăm în minus și după asta noi ieșim în plus. În fine, noi oricum ieșim în plus și asta e ok. Dar în cazul în care noi cumpărăm și din un preț mai bun, una când noi cumpărăm tipul tranzacției, îl alegem cât de cât corect, de exemplu, din 10 sau din 100% de tranzacții, noi vreo 70% le alegem în bază la anumiți algoritmi. Și deja dintr-o sută de tranzacții 70 sunt profitabile. Și pe lângă asta noi își alegem momentul favorabil de a intra, în cazul dat la noi să fie deja și momentul de ieșire foarte bun. Momentul de ieșire presupune ce? Unde ieșim din tranzacții? Dar unde ieșim? În cazul în care prețul duce invers la un mic moment, da, el poate să străbată, duc în jos. Asta e mai rar într-așa caz cum am menționat aici, dar oricum se întâmplă. Și în cazul dat noi închidem tranzacția stop loss. Chiar dacă nu cu stop loss, dar manual, și așa e posibil, oricum noi trebuie să știm răspunsul la întrebarea asta încă din timp, înainte de a o deschide, adică este unul din momentele de ieșire. Alt moment de ieșire este take profit. Și take profit poate să fie aici, până la un anumit nivel de rezistență, de exemplu aici, ori poate să fie aici, până la linia asta a trendului, în cazul în care noi formăm la canalul. Deci în cazul dat, de exemplu, dacă el este aici, pe noi și noi intrăm corect, pe noi take profit. Iarăși, take profit poate să fie manual, poate să fie pus ca ordine. Nu contează. Deci, în cazul dat, dacă am intrat corect, la noi take profit-ul e puțin mai mare ca stop loss. Și chiar și nu fost 70% profitabile tranzacții, fost chiar și 50-50, dar anume regula asta de intrare, momentul de intrare, nouă ne dă posibilitatea chiar și să fie 50 pozitive, 50 negative, noi să ieșim la un plus. Pentru că, în final, important în business-ul este ce? Stabilitate și un plus anumit în final când închidem luna și în raportul noi avem bani. Alt moment de intrare ar fi în cazul în care merge impulsul la străbaterea, de exemplu, acestui nivel. Pentru că acest nivel devine nivel de suport, el până aici e rezistența, tot atunci prețul mai jos de el. Când el la străbate, este devine nivel de suport. Și în cazul dat, noi putem să cumpărăm de aici. Este alt tip de intrare, alt moment de intrare. Este un moment aici de buy și este un moment mai sus. Fiecare în parte noi le vom analiza, dar ca sens asta e ideea. Și aici ar fi un take profit și pentru buy-ul ăsta aici ar fi undeva un stop loss. Sau poate pe aici cumva ar fi stop loss-ul. Deci asta noi deja calculăm. Care e ideea? Stop loss-ul și sensul stop loss-ului este acolo. Adică noi închidem tranzacția în cazul în care noi... În cazul în care prețul ajunge la un anumit diapazon și noi înțelegem că el în sus nu se mai duce. Păi dacă în sus nu se mai duce, n-are rost să-l mai țin. Dacă aș intra aici undeva, adică la un moment nu chiar bun de intrare, și aș pune stop loss-ul pe aici undeva, evident n-are logică. Pentru că el poate să corecteze până la acest nivel și de aici îți duc în sus. Pentru că eu să închid aici cu minus. Eu închid cu minus în cazul în care înțeleg că el nu se mai duce în direcția mea.
Și în cazul dat ar fi un stop loss destul de mare, dacă n-aș înțelege momentul de intrare. Iată de ce momentul de intrare trebuie să fie ales corect. Și la fel ar fi trebuit să aleg și momentul de ieșire cu profit. Pentru că dacă eu ies aici cu profit la început, undeva pe la mijloc, păi n-are rost, el oricum să ajungă până la nivelul nostru de rezistență. De ce eu să închid aici pe la mijloc? Dar nu trebuie nici să fiu lacom, să iau undeva take profit sau pun nu știu pe acolo, cum scriu în cărți, că take profit trebuie să fie minim 3 ori de 4 mai mare ca stop loss. Da, el ar fi tăți ar vrea. Numai că în realitate așa ceva nu. Spunești că ai intrat undeva pe aici, dar take profit nu știu pe acolo. Nu da, poți să-l pui așa și din 10 tranzacții, 3 dacă ți-o ajungi în acolo sau 4. Adică noi vorbim de un sistem, adică de un business, nu de ocazie că azi am scris o tranzacție, dar eu tranzacționez în fiecare zi. Și datorită acestui fapt, mi-i întrebuiesc anumiți algoritmi care eu sunt corect tranzacția. Și când răspund la aceste 3 întrebări mai în scurt, atunci e ok. Și se presupune că prețul se mișcă mai departe, el iarăși se corectează. În cazul în care eu intru corect în piață, eu am mai multe tranzacții pozitive, profitul meu e mai mare decât minusul de obicei și în final eu ies la un anumit profit pe lună. Deci aproximativ e asta.